o să mă pregătesc să o ajut să intre, pentru că vine cu torba plină de povești din vacanțele exotice, pe nimeni alta decât pe Dana Rogoz. Știți, și eram vorbit de vacanțe și astăzi de vacanțe, nu de alta, dar să murim noi de ciudă. Dana Rogoz! Bine, Rogoz! Bravo, mă, bravo, mă, bravo! Băi, Iulica, ai nimerit-o! Perfect! Bravo. Ce intrare! Mamă! Ai. Ai fost la soare? Am fost. Sri Lanka scrie pe tine. Sri Lanka scrie încă și capul e tot Ești acolo, bronzată, să știi. Dana Rogoz! Sunt... Ai stat la 30 și ceva de grade. Da, o diferență doar de 45 de grade, practic între plus 35 și minus 10. Două am săptămâni ajuns cât ai stat? În sandale în aeroport, ceea ce a fost destul de amuzant. Cât ai stat? Cât am stat două săptămâni acolo, plus drumul, dar două săptămâni acolo. Două săptămâni plus drumul, trei săptămâni în total. Ce, o săptămână drumul? Bine, dar două săptămâni ai stat acolo la relaxare cu elefanții. Am fost, da, ai relaxat. Ai fost cu elefanții? Am fost și cu elefanții, și maimuțe, și cu licurici. Și cu licurici? Da, nu, nu glumesc, chiar era da, foarte muzicul. Da, am înțeles că pe blogul tău această destinație ai recomandat-o familiilor pentru celor care sunt cu copii. Da, înainte să aleg Sri Lanka, în primul rând mergeau foarte mulți actori anul ăsta și am zis ok, să fac niște cercetări și am descoperit că Sri Lanka e o zonă destul de periculoasă pentru și eu credeam că este un copii. Fel de Little India. Mm-hmm. Eu am fost în India cu rucsacul și sincer n-aș merge acolo cu Vlad. Acum, la vârsta asta, dar am descoperit că este o destinație recomandată copiilor, cu foarte multe activități. Uite, safari, aici eram într-o mașină, într-un safari. Aici, ca să dau explicații, am închiriat un tuk-tuk. Ideea e că este recomandată copiilor și am văzut foarte multe familii cu copii și mai mici decât Vlad. Aici era în tren, am călătorit cu trenul între Colombo, capitală, și Kandy. Și am închiriat un tuk-tuk. Asta a fost, cred că, una dintre cele mai mari nebunii pe care le-am făcut până acum. Nici nu știam că se poate închiria, dar am găsit înainte această informație pe net. Radu a trebuit să-și facă un permis de conducere srilanchez, ceea ce a fost destul de amuzant. Râdeau și ăia de noi. Deci, de seama, eram o apariție în traficul lor. Doi, trei albi, practic. Doi și un copil. Dar erau super drăguți. Deci dacă ne opream în mijlocul drumului și blocam toată intersecția, erau super răbdători. Nu claxoane, nu. Nu, foarte drăguți. Hai, blondo, mișcă, dă-i. Nu, râdeau, ne zâmbeau, ne salutau. Te, claxon. Am avut și o peripeție, așa, s-a rupt ambreiajul pe un drum național. Bac, am tras pe stânga, că acolo e invers. Da. Deci cu cât merge tuk-tukul ăsta pe oră? 40 de ore maxim. Și dacă îl împingi, deci mai mult. Destul de... Da, nu, dar se circulă, pare că e nebunie, dar de fapt se circulă încet. Adică, în afară de autobuzele de turiști, alea merg repede și trebuie să le ferești, practic, tragi pe stânga, te depășesc. Da, deci peisajele sunt superbe. Plantații de ceai. În ceai. Zona Nuara Elia sunt absolut... Adică sunt superbe. Uite, fapt, bă, zona și prietenul meu elefantul. Da, era un pui acolo. Am oprit, în fine, am tras pe stânga, am oprit primul tuk-tuk, domnul a coborât, tuk-tuistul de acolo, srilanchez, l-a luat pe Radu, am mers acolo o piață cu el, au cumpărat un ambreiaj, un cablu de ăla, au schimbat cablu, mă rog, peripeții. Am rămas fără benzină. Deci l-ai recomandat ca destinație pentru familie? Da, asta, sincer, Sri Lanka. Cu tuk-tukul este un soi de, mă rog, să zicem ceva mai complicat, uite-l, în sensul mă. Că... Da, uite-l aici, exploratorul. Eu nu aș conduce un tuk-tuk acolo, numai că Radu are și carnet de motocicletă și știa... E un scooter vechi, cum ar veni, și se conduce mult mai greu, dar el avea experiență pe genul ăsta de... Deci le-ai recomanda Sri Lanka celor care se uită la noi? Da, le-aș recomanda, inclusiv cu copii, și spun asta, uite, cei care au fost înainte bloggerii de travel, da. Tot mi-au spus că ei mă urmăresc pe mine și că eu ajuns în Azore, pe care îl recomandau acum, datorită pozelor mele cu Vlad acolo. Ce deci, auzi, vezi, băi, am fost un trendsetter. Practic, bravo, mă, băi, deci ce să spun? Deci mai zi o dată cum e vlogul ăsta al tău, ca să ne facem... Brambura prin lume acum. Bă, toți sunt, mă, brambura prin lume, toți eu sunt prin lume, brambura, toți da. Sunt liberi brambura, prin lume, brambura, sălbatici prins. Prin lume, liberi prin lume. Da. Numai noi suntem aici la serviciu fiecare zi de 11 băi, ani. Da. Cred că toți câștigăm foarte mult din călătorie, adică și copilul, și noi, și... Uite, aici l-am pus pe... Mă, uite cum e poza asta, tot în... L-am pus pe surf, tot pe placă, în Sri Lanka? Tot în Sri Lanka.
Bă, dar ce tulbur era apa. Da, groaznică. Era da, plină de alge. Da, nici n-ai vrea așa ceva. Ia uite și broaște țestoase în piscină ferească, Dumnezeu. Doamne, na, să nu se întâmple așa ceva. Ia uite, leagăne. Doamne. De ăștia pe frânghie, dacă se rupe frânghia. Da, exact. Tot felul de pericole. Adevărul că multă lume mă întreabă, este o destinație safe, adică nu ai nevoie de vaccinul suplimentar în afară de vaccinul obligatoriu pe care copilul le are făcute, în rest nu ți se cer, și nu știu, malaria sau ceva. Ai escală în Doha, da? Deci nu e direct zborul și în principiu e 4 ore jumate cu 4 ore jumate, ceva de genul, adică nu știu. E mult, dar nu e imposibil, având în vedere că, mă rog, noi am călătorit cu Vlad până în Noua Zeelandă, deci... Bravo, asta e... Unde urmează să pleci? Nu m-am gândit, nu am acest plan. Mă mai țin niște lucruri prin țară. Deci, bravura prin lume, oameni buni, căutați pe... vară, poate. Pe blog, da? Dana Rogoz. Asta e pe YouTube, dar și pe blog, desigur. Brambura prin lume, ca să aflați destinații super safe pentru dumneavoastră dacă vreți să călătoriți cu familia sau de unii singuri. Foarte bine. Super safe ăsta, știi cum e, nici în... Ai văzut ce s-a întâmplat în Grecia, în vară. Adică da, cu incendii, super, da. Din păcate nu mai există o destinație pe care poți să spui că sigur, domne, mergi acolo, nu pățești nimic, din păcate. Adică și aici, da, se pot întâmpla multe alte lucruri, da. Dar este o destinație recomandată copilor și am văzut foarte multe familii cu copii mici. Mi-e plăcut că în ultima perioadă tu călătorești foarte, foarte mult. Da, aș vrea chiar și mai mult, dacă s-ar putea, numai că avem practic 2 săptămâni iarna și sigur 2 săptămâni vara. Mi se pare că călătorești tot anul. Așa pare, nu? Așa las impresia. Că sunt toată numai într-o vacanță, așa, dar real m-am întors anul trecut. M-am întors anul ăsta. Revelionul? Revelionul a fost acolo, în pe plajă. Da. Tot da. Așa, artificii, Happy New Year, Happy New Year. Da. Șampanie, da. Șampanie? Nu, șampanie nu, că nu. Exact. Dar a fost așa, hipioțeală, să spun, pe plajă. M-am întors și de ieri am început un alt proiect de teatru, așa că... Nu-mi stă gândul acum la vacanță. Hai zi unde să mergem la teatru să te vedem. Acum să veniți la un teatru, Teatrul Un Teatru. Da. Este cel mai nou spectacol al meu, este Leons și Lena. Și în regia lui Eugen Gheman și un spectacol foarte bun. Tace foarte mult. Venim, Dana Rogoz. Să veniți. Dumnezeu un 2019 minunat. Băi, și ție la fel. Noi suntem aici, fiecare da, zi. Da, nu? Da, alții pleacă în Azore, Planta, ai auzit? Da. Alții în Sri Lanka. A venit și Răzvan Pascu, a fost prin Caraibe. Și pe unde a mai fost? Cine a mai fost? Ili Nicolae, măi, de-a noastră, a fost la țară, la părinți și la etajul 3 de Revelion, în bloc, pe aceeași palier. Am avut și noi anul trecut Revelionul în casă, deci știm. Știm și varianta aceea. Și varianta asta. Dar Vlad vă cere să mai plecați în excursie? Dacă ar fi după el, am sta, nu mai plecați. Asta este singurul lucru care ne reproșează, este că durează prea puțin sau că îi plac foarte nu mult. Zic, și... Da. E și un copil foarte... Odată că l-am învățat, dar poate că e și soiul lui așa, adorme oriunde. Adică nu e un program să dificil la ora 1, trebuie să fim cu el în camera de hotel. Și vă povestește hotel. Din vacanțe și aduce aminte? Da, acum chiar și mai mult pentru că a crescut, dar cred că toate au contat, inclusiv cel de când amic, uite, apropo de faptul că s-a obișnuit cu vacanțele și cu, nu știu, fiecare seară putem să avem altă cazare, dacă acum în Sri Lanka, în fiecare seară schimbam, de la bungalow, la hotel, la... Pentru că vreau să încercați experiențe pentru mai? Că făceam un tur, da. Vreau să ajungem și în zona de munte și în sud și atunci, uite, aici mergeam cu trenul și eram între ai lor, practic. Te oprești, mai e o nucă de cocos de pe drum, mai întrebi un alt turist, mai vezi un varan, mai... Na. Hai de Doamne ajută. Ia uite, mai e o plajă, mai o bălăceală. Nu, chiar foarte, chiar foarte frumos. Deci Sri Lanka, o destinație pe care cei de acasă nu trebuie să o rateze. Cam tulbure apa aici, dar în rest e ok. Cum să fie tulbure aici apa? Mă, tu ai văzut cum e la noi la mare. A, da. Clar. Deci în loc să fie albastră, e turcoaș, ce-i turcoazul ăla. Da, exact. Groaznic. Îți mulțumim mult, Dana Rogoz, te mai așteptăm. Arăți așa foarte bine. Ia și microfonul, ia altul, ia altul. Hai că le iau acasă. Ia altul. Și îmi place de tine că ai mereu energie să rămâi și în 2019 la fel. Te mai așteptăm cu mare drag, draga noastră, Dana Rogoz, aici. Da, cunoști vreun primar? Urmează o piesă pentru toți primarii din România. Am auzit, nu cunosc. Da. Nu atât de apropiat. Asta e viața, îmi pare foarte rău. Da, vezi, uite, fiecare are altceva de câștigat. Tu cunoști, ai relații, nu? Exact, altă treabă, alte conexiuni. Numai bine.